14 aprilie am venit din nou la stupul surpriză și acum e și mai mare surpriză, acum trebuie să-l extind, să-i dau rame din belșug, din ce am văzut eu așa un pic, am zis hai să-l filmez că n-ai cum. Deci, eu data trecută când am fost la el era în 3 rame și l-am făcut în 5, iar acum e cu zata cea albină. Și s-a dus el, iată ce, a venit cu albină până după diafragmă încă 2 rame, așa că hai să-l extindem. Și frumusețea este că aceste celule nu sunt de trântori, dacă văd eu bine, toate că ar fi ideală, adică sau poate sunt de trântori, nici nu-mi dau seama. Dar eu zic că nu-s de trântori. Iată aici. Eu cred că sunt de albină. Sunt prea mici. Bine. Acum, eu am venit să le dau acea apă mineralizată, așa o să-i zic. Și... Mă, ce ai făcut, mă, tu aici, mă, vai de mine, ce ai făcut? Deci asta este o regină de ținut, așa să-i zic, da? Deci i-am dat miere și el deși construiește și apucă de treabă, e de lucru. E îmbucurător că este albină, tânără și va putea să se dezvolte mai departe. Bine, haideți să-i dăm loc. Să-i dăm loc că nu mai are. Și să discutăm un pic dacă merită să pui rama oarbă sau nu. Păi rama oarbă, dacă ai întârziat la ea, îmi iau nylonul, că l-a luat vântul, bate vântul. Dacă la rama oarbă ai întârziat, ai fript-o la propriu, că... că acea ramă va deveni mulțitor de varoa. Acum dacă urmărești și vrei apilarnii, e cu totul altceva. Pui acolo la câteva colonii care au nevoie. Aici am avut mierea, rama cu miere dată. Și acum se îndepărte să curăț un pic. Așa, dacă mă mai ajută fumul ăsta. Nu mă ajută nici fumul, dar trebuie îndepărtată acea ceară. Această ceară trebuie îndepărtată. Multă, multă ceară. Dacă îi dădeam faguri la construit, aceasta construia faguri. De data asta ai scot diafragma de lângă perete. Gata, nu mai e de diafragmă, el aici lângă perete. Se pare că s-a extins destul de bine, încât nu mai are nevoie de așa ceva. Aici pe diafragma pe care eu am lăsat-o în jos, ea a construit. Ia ce a făcut aici, o întreagă frumusețe, să-i zic așa, o întreagă treabă frumoasă. Nu mă așteptam ca o colonie de această dimensiune să crească așa dintr-o dată.
Bine. Mergem mai departe și aici, în locul la acea diafragmă. O să vin cu o ramă. Adică nici nu mă miră că, iată, această ramă e plină cu larve și depune foarte frumos matca. Este o matcă care trebuie luată în seamă datorită dezvoltării. Bun, frumos, tot. Mă duc direct la ultima ramă, să văd ce are pe ea. Acestea nu mă interesează deocamdată, ci aceasta din capăt. Văd dacă a ajuns matca cu oatul aici. Da. Deci matca a ajuns cu oatul pe această ramă. De acum nu bag în seamă ca fiind o ramă cu mărginașe, nu. Dacă a depus câteva ouă, pe ea gata, nu mai dau la perete, nu. Deja i-aș strica mersul. Scot această diafragmă frumos. Este albină pe ea destulă, încât liniștit se poate adăuga în corama. Aici în margine mă refer. Ea caută să mai depoziteze polen, ce mai aduce. Bine, acum această ramă care a fost cu mâncare și mai are pe ea, eu dau la margine. Aceasta va deveni rama mărginașă. Împing tot cuibul lângă acea ramă. Deci este surprinzător de la două rame cum se dezvoltă el așa. Foarte, foarte fain. Aceasta este o ramă mai neagră, să-i zic. Teoretic n-ar mai fi așa bună, dar cred că nici nu eu o dau. Ia să văd ce mai am eu pe aici. Încă o ramă și mai urâtă. Mă duc să-i aduc două, trei rame bune. M-a dus ramele și acum să-i le introduc. Rama aceea care e mai neagră, așa, e urâtă, o să o las acolo. Nu o voi introduce în cuib, încă am rame suficiente pentru a face un cuib frumos, cu rame mai sănătoase, să zic așa. Ramele acele negre ascund boli. Ascund boli, așa se spune, cu toate că le preferă foarte bine regina să le ponteze. Dar dacă este o regina bună, nu va avea probleme cu ramele mai albe. Bine, eu mă refer la coloniile care au fost mici și încerc să le dezvolt pentru înmulțire. Acum nu mai discut despre producție, ci doar de înmulțire. Așa, și am aici
O ramă maronie, foarte bună, mă uit la celule, mai are ea ceva miere pe aici, o curăț și o să introduc. Deci am mai primit 3 rană și probabil după aceste 3 rană, după ce mai vin eu, o mai las un pic, o să se ducă frumos, frumos în... Probabil direct în 10-11 rame o să se ducă. Mai are ceva miere rama asta, eu dau cu trafaretul să o curețe. Și chiar ești curios în ce stadiu o voi găsi data viitoare, care este aproximativ după o săptămână. Așa, frumos. Aici vine diafragma. Ia să mă uit. Matca a depus pe aici câteva larve, ouă. Da. Avea nevoie de spațiu, acum o să-l aibă. Iată ce de ceară am făcut numai de la acest cup. Doar că de data asta nu-i mai las locul de construit. De data asta gata cu locul de construit. Totul e în regulă. Colonia s-a dezvoltat. De acum merge drept înainte. Și această ramă care era cu miere, eu o las aici, e mai neagră, dar e cu miere. Diafragma e omut. Și am să-i aduc această ramă care te uiți la soare, așa, la ea, dacă o vezi prin ea, e în regulă. Dacă vezi soarele, dacă nu mai vezi, e problemă. Este ea mai neagră, dar e foarte, foarte bună. Bun. Cam asta este, dar n-am terminat cu ea. N-am terminat. O să-i pun această folie, dar trebuie să-i pun și lui... numai un hrănitor, dar să-i mai aduc un. Ei mai aduc unul. Ăsta e pentru formic, dar acum azi suntem în 14. Le mai las până pe 20, după 20 le adaug iar un pic de formic. Așa, și aici am trebuie 2 bețe. Două bețișoare. Bun. Așa vine folia. Să pun înălțătorul ăsta. Așa, și să mă duc să umplu borcanul cu sirop. Adică nu e sirop, e apă mineralizată. Va dura un pic până mă voi obișnui și eu cu termenul acesta. Așa. Borcanul deocamdată, capacul la borcan, mai bine zis, are 3 găuri deocamdată. Și să văd standardizarea asta, trebuie să dureze cam o săptămână de a consuma această apă mineralizată. Punem frumos, umplem borcanul. Îl umplu cu totul ca să văd mâine cât ia din el. Și în funcție de cât ia,
Așa. În funcție de cât o să ia, o să prepar altul. Merg înapoi la colonie. Aici. Așa. Bine. Acum, în loc unde am pus cele două bețe, îi fac o fereastră prin pungă, prin nylon. Fac o fereastră și voi adăuga borcanul pe acele bețe. Am făcut fereastră și acum o să-i pun borcanul peste ea. Vedem mâine, poi mâine, cam cât a consumat din această apă mineralizată și cu uleiuri esențiale. Bun, deci aceasta este una dintre reginele care va merita să iau larve de la ea în vederea înmulțirii. Perfect. Ceara o să o iau eu și o să o bag într-o găleată. Deocamdată o să stea deasupra aici. Bun. Cam atâta. Nu mă gândeam la așa frumusețe pe ziua de azi, dar având în vedere că sunt, în curs de dezvoltare este foarte, foarte bine. Până data viitoare, numai bine!